pentru aducerea amintei și a continua subiectul. Suntem Apocalipsa, capitolul 15, versetul 2, și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc, și pe marea de sticlă cu alăutul lui Dumnezeu în mână stăteau biruitorii fiarei, a icoanei ei și a numelui ei. Și suntem la discuția despre icoana fiarei și o să continuăm despre numelui ei. Și ultima dată când am vorbit ce se întâmplă astăzi în lume, mișcarea de Statele Unite și în Europa, în întreaga lume, pentru darea legii duminicale. În Apocalipsa, capitolul 14, care este mesajul nostru, una din datoriile solemne pe care le avem noi ca popor este să avertizăm întreaga lume cu privire la acest adevăr. Versetul 9 a urmat în alt înger, al treilea, a zis cu glas tare: dacă se închine cineva fiarei și iconei ei și primește ei semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și profetul spune că este cea mai serioasă avertizare din întreaga Biblie. Trebuie să fie ceva deosebit de rău, deosebit de păcătos în fața lui Dumnezeu ca să pronunțe aceste judecăți extraordinare asupra acelor care fac acest lucru. Și am vorbit că este datoria noastră să explicăm oamenilor adevărul din Biblie. Și am amintit că după profeția făcută, bisericii protestanți din America și-au rezolvat problemele, diferențele între ei, și s-au unit în puncte comune, au format Alianța Evanghelică și apoi Alianța Evanghelică Mondială, care se laudă cu 600 milioane de membri. Apoi Alianța Evanghelică Mondială, care spun în mod public că și-a rezolvat problemele cu papalitatea, diferențele care au ieșit din reformațiunea în secolul al XVI-lea, și au apărut împreună cu Consiliul Pontifical pentru reprezentanții. Era președintele Alianței Evanghelice Mondiale cu reprezentantul al Consiliului Pontifical pentru Unitatea Creștinilor și cu președintele World Council of Churches a Uniunii Bisericilor Mondiale. Și apoi am arătat că sunt trei alianțe puternice pentru a înșela întreaga lume, pe cum spune Apocalipsa 13, că este spre binele omenirii. Și prima, am vorbit despre mișcarea mondială de familie, care este promovată de Biserica Catolică, Consiliul pentru Familie, împreună cu Națiunile Unite. Apoi, schimbarea climei, încălzirea globală, în care se pretinde și se aduce în fața oamenilor că dacă nu facem ceva, o vom dispărea ca umanitate. Și apoi, sindicatele muncitorești, care lucrează împreună cu acestea pentru darea legii duminicale. Este datoria noastră ca să vorbim și ca să luptăm pentru libertatea religioasă. Că v-ați aminte când fratele Etienne vorbea, când a venit la Vocea Martirilor, spunea că din ce în ce mai mult, deși constituțiile multor țări garantează libertatea religioasă, în practică Constituția este interpretată altfel. Și este interpretată altfel pentru că cei care ar trebui să lupte pentru libertatea religioasă, adică noi, nu spunem nimic. Sau spunem nebiblic. Știți, atât timp cât există o lege care ne protejează, trebuie să știm să o folosim.
când va veni timpul când legea va fi schimbată, Constituția va fi schimbată, atunci suntem într-o situație dificilă. Am studiat la școala de sabat despre Apostolul Pavel. Apostolul Pavel a știut când să-și folosească drepturile legale de cetățean roman, da? Și a spus, când era schigit, fără ca să fie judecat, a spus, ai voie, după lege, ca să torturezi un cetățean roman necondamnat. Și s-a oprit sutașul și i-a fost frică, pentru că călcase legea. Domnul Iisus, în timpul când a fost judecat, când a răspuns marelui preot, soldatul care stătea lângă el l-a lovit. Și Domnul Iisus i-a spus așa, dacă am făcut ceva greșit sau am vorbit ceva greșit, bear witness, adică adu argumente că am făcut ceva greșit, dacă nu, de ce mă lovești? Era o lege și după legea aia nu avea voie ca să lovească pe cineva care nu era condamnat. Și Domnul Iisus le atrage atenția că ar trebui să-și respecte legea lor. Așa și noi. Este datoria noastră. Și în Cartea Faptelor Apostolilor, pagina 68-69, sora mai spune asta. Steagul adevărului și al libertății religioase, ținut sus de fondatorii Bisericii Evangheliei, adică de apostoli și de martorii lui Dumnezeu din timpul veacurilor trecute, a fost în ultimul conflict închinat, încredințat în mâinile noastre. Adevărul și libertatea religioasă. Responsabilitatea pentru acest mare dar este cu aceea, sau este responsabilitatea acelora pe care Dumnezeu i-a binecuvântat cu o cunoștință a adevărului. Adică noi. Și acum, frate, dacă pretindem că avem adevărul, după cum ne uităm la citat, să mai spune că adevărul și libertatea religioasă merg mână în mână. Și aia care au adevărul, e datoria lor să apere, să lupte pentru apărarea libertății religioase. Știți, nu putem să ne așteptăm ca musulmanii, catolicii sau protestanții de astăzi să apere libertatea religioasă, pentru că ei deja sunt uniți împreună împotriva adevăratei libertăți religioase. Și cineva spunea săptămâna asta, frate meu, noi și așa o să vină, și dacă o să vină, ce rost are? Vezi, dumneavoastră, noi nu suntem pregătiți pentru ce o să vină. Numărul 2, Mărturii volumul 5 spune că lucrarea pe care biserica n-a făcut-o în timp de pace o va face în niște condiții extraordinar dificile. Noi n-am făcut lucrarea care trebuia să o facem încă. Și nu suntem pregătiți ce o să vină. Și ar trebui măcar din aceste motive ar trebui să fim foarte activi și să prezentăm oamenilor adevărul cu privire la acest mare dar. În jurul 1890, când se dezbătea în Senatul American darea legii duminicale și multe din statele din Sud au avut legii duminicale, unii din pastorii, majoritatea pastorilor adventiști, nu predicau despre aceasta. Și erau puțini care predicau și majoritatea era împotriva la minorității care predicau. Și pentru că sora White trăia, le-a spus, erau îngrijorați că predicând despre libertatea religioasă, de fapt este un subiect care nu are de face cu mântuirea și cu Biblia. Și ea le-a spus, dacă vă uitați în Review and Herald, că de fapt predicarea este corectă din Biblie despre libertatea religioasă este parte integrantă a celor a treilea mesaj îngeresc. În cartea Genezei, capitolul 32, Biblia vorbește despre istoria lui Iacov, întoarcerea lui din Canaan la porunca lui Dumnezeu și încercarea, strâmtorarea care a avut-o, pentru că
fratele său Esau venea împotriva lui cu 400 de oameni armați, fără îndoială să se răzbune pentru ceea ce îi făcuse, pentru înșelăciunea practicată asupra lui de Iacov. Și Sora White folosește ca un timp a strâmtorării, ca un tip a strâmtorării poporului Dumnezeu din zilele din urmă. Și în Patriarhi Profeți spune, citez: singura speranță a lui Iacov era mira lui Dumnezeu și singura apărare era rugăciunea. Cu toate acestea, el, Iacov, nu a lăsat nimic nefăcut pentru a ispăși răul făcut fratelui său. Și a trimis, dacă știți, istoria, turmele acelea în fața lui, pentru că ca drept de întâi născut, Esau avea dreptul la o dublă moștenire din bogăția, din averea tatălui său. Și Iacov îi dădea înapoi ceva. Tot la fel, trebuie ca urmașii lui Hristos, pe măsură ce ne apropiem de timpul strântărării, să facă orice efort. Când am citit citatul, m-am speriat, pentru că de la orice efort până la absolut aproape nimic ce facem noi, o distanță enormă. Orice efort să se plaseze în adevărata lumină în fața oamenilor. Să dezarmeze prejudecățile și să îndepărteze pericolul care amenință libertatea de conștiință. Orice efort. Să explicăm oamenilor că noi nu suntem împotriva societății, nu suntem teroriști, nu suntem fundamentaliști. Este treaba noastră. De fapt și de drept este calea cea mai nimerită pentru a predica adevărul prezent, pentru a prezenta sabatul în adevărata lui însemnătate. După ultima predică, unii din au venit și m-au întrebat ce a fost greșit cu ce a spus fratele în răspuns la pregătirile care se fac în Europa de către Alianța Evanghelică și Alianța Europeană pentru Ținerea Duminicii. Și citez, fratele a spus așa, că adventiți ziua șaptea sunt și ei în favoarea unei zile de odihnă pentru menținerea echilibrului între lucru și odihnă. Și că preferința lor este ziua șaptea, celorlalți este duminica, și cerem ca ei, celorlalți, să respecte preferința noastră. Și am spus în predica aceea două cuvinte care la unii s-a părut cam tari, răspunsul este complet nebiblic și anemic. Și acum hai să explicăm de ce. Câteva importante idei fundamentale care cred că orice adventist ziua șaptea ar trebui să le cunoască, să le cunosc despre sabat. Apoi o să uităm în Biblie, în cartea lui Daniel, cum trebuie să vorbim. Am două întrebări. Ținem noi, sau țineți dumneavoastră sabatul, că a venit ziua șaptea, pentru că este o preferință a dumneavoastră pentru a avea o balanță între muncă și odihnă, sau pentru că sabatul este o instituție spirituală? Este sabatul doar o zi de odihnă fizică? Sau este ceva dat de Dumnezeu omului ca să-i dea în principal o odihnă spirituală? Mai întâi, sabatul este parte centrală a legii morale, a celor 10 porunci. Și Apostol Pavel, în Roman, capitolul 7, spune că văd în adevăr că legea este duhovnicească, spirituală. Deci sabatul este o instituție spirituală, nu este doar o preferință unei zi de odihnă. Numărul 2. În porunca sabatului, Dumnezeu îi cere omului închinare. După Apocalipsa, capitolul 4, când este descrisă scena a închinării în cer, în care toate creaturile se închină, cele făpturile vii și 24 bătrâni, versetul 11, vrednic ești, Doamne, și Dumnezeu nostru, să primești slava, cinstea, puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile
pentru că El este Creatorul, și prin voia ta stau în ființă și au fost făcute, adică El este Cel care le-a creat și Cel care le susține. Sabatul, după Biblie, porunca ca omul să închine sabat, se datorită faptului că Dumnezeu este Creatorul și susținătorul tuturor lucrurilor. În Evrei, capitolul 4, versetul 10, Apostolul Pavel spune că cine intră în odihna lui, adică odihna lui Dumnezeu, se odihnește și el după cum s-a odihnit el, adică cum s-a odihnit Dumnezeu. Acum, când Dumnezeu a creat lumea în 6 zile, 24 de ore literare, când Dumnezeu a creat, El le-a adus la existență prin cuvântul Său, din nimic. Psalmul 34, Dumnezeu poruncește și ce poruncește, ia ființă. Înainte ca Dumnezeu să le vorbească în existență, în mintea Lui le-a plănuit. Și Biblia dă câteva idei care ar trebui să fie activitatea noastră în sabat, când ne uităm la creațiune, este ca să învățăm din creațiune ceva despre Dumnezeu. Și Biblia spune, spre exemplu, despre pământ, că înainte ca să-l aducă în existență, în prima zi a creațiunii, l-a măsurat, l-a cântărit, a determinat proporția de apă și de... a știut toate elementele care se există în scoarță, i-a calculat orbita, toate astea au existat înainte, în mintea lui Dumnezeu, și apoi când a zis să fie pământ, la fel cu tot ceea ce a creat Dumnezeu. Și dacă vă gândiți la complexitatea extraordinară a mașinăriilor umane, într-un psalm 94, cred că, care este interesant, o cântare pentru zi de sabat, Psalmistul spune, Doamne, cât de multe sunt gândurile tale și cât de adânci. Avea ideea corectă despre sabat. În ziua de sabat, el se gândea, când Dumnezeu a creat, cât de complexe, cât de infinită este mintea lui Dumnezeu. Și apoi, s-a odihnit. Acum, când Dumnezeu s-a odihnit, a încetat să se mai gândească la ele, să le plănuiască în mintea Lui și a încetat să le mai vorbească în existență. Da? Dumnezeu nu obosește după Biblie. Patriarhul Profet, pagina 47, spune că El, Dumnezeu, s-a odihnit nu ca unul obosit, ci ca fiind mulțumit cu fructele înțelepciunii și bunătății sale în manifestarea slavei sale. Și Dumnezeu îi promite omului aceeași odihnă. Ca așa spune în Evrei, că cine intră în oglinda odihna lui Dumnezeu, se odihnește și el, după cum s-a odihnit Dumnezeu. Și acum, pentru că i-a promis aceeași odihnă, în Isaia, capitolul 58, îi dă o poruncă cu privire la sabat. Aduceți-vă aminte, Dumnezeu nu dă nicio poruncă care deja El nu a împlinit-o mai dinainte, în Iisus Hristos. Și spune, dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, să nu te ocupi cu alte lucruri, dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul slăvindu, și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndelenicindu-le cu treburile tale, că Dumnezeu nu s-a mai îndelenicit cu niciun treabă lui, și nedădând când la flecărie, adică nici să nu vorbești de altceva, și în mintea ta nici să nu te gândești la altceva, aia înseamnă ține sabatul, a intra în odihna lui Dumnezeu, odihna spirituală. Când Dumnezeu a spus omului ca să se odihnească, El în 6 zile de creațiune avusese grijă de toate, absolut toate nevoile omului. Da?
înainte ca să-i dea porunca, i-a dat o expresie a grijii și dragostii sale, Adam nu trebuia să îngrijească de absolut nimic. Și atunci, când omul se odihnește în credință în același Creator, el crede că Dumnezeu are grijă ca să îi dea cele necesare, chiar dacă el nu lucrează în sabat. Nu? Dacă nu are această credință, el vine sâmbătă la biserică, el se gândește. Are probleme de rezolvat. Are... Sau se duce la lucru, că să vezi că... Știți, în Pakistan, frații adventiști lucrează sâmbătă. Ce fel de adventiști, nu știu. Pentru că așa e acolo, știți. Păi, odihna sabatului este prin excelență odihnă spirituală, pentru că omul păcătos în sabat se odihnește în credința puterii creatoare a lui Iisus Hristos, care îl iartă. În Biblie, în special în Isaia, menționează din nou și din nou adevărul fundamental, că acela care a creat, adică Iisus Hristos, este acela care mântuiește. Creatorul este Mântuitorul. Și Biblia face clar că aceeași putere creatoare necesară pentru a aduce lumea în existență este puterea necesară pentru a ierta de păcat și a recrea pe om din nou. În Evanghelie, când Domnul Iisus a vindecat pe paralitic, înainte ca să-l vindice, i-a spus: păcatele sunt iertate. Și fariseii cârteau și au zis: cine poate să ierte păcatele decât Dumnezeu? Și ei erau complet adevărați, numai că nu vreau să creadă că Iisus Hristos este Dumnezeu. Și atunci Domnul Iisus le pune întrebare: ce este mai ușor de spus? Păcatele sunt iertate, să ia patul și umblă. Și apoi el îi spune: ca să știți că Fiul omului are puterea creatoare, adică ca să știți că eu sunt Dumnezeu, le dă o demonstrare a puterii lui creatoare ca să-i facă să creadă că ce a spus mai înainte, păcatele sunt iertate, nu este blasfemie. Și când spune ia spatul și umblă, omul ia spatul și umblă. De aceea sabatul este o instituție spirituală în care omul păcătos găsește odihnă spirituală, pentru că el o găsește odihnă în credința, în puterea creatoare a lui Iisus Hristos, care îl iartă. Și în Evrei, capitolul 4, Pavel preia ideea și spune că omul încetează, care intră în odihna lui Dumnezeu, în credință, încetează să mai lucreze, adică se odihnește prin neprihănire, prin credință. Se odihnește prin credința în Iisus Hristos. El nu mai lucrează pentru salvarea, iertarea sau mântuirea lui. Se oprește de la acei lucruri care omul în mod natural vrea să facă. Apoi, în Ezechiel, Biblia spune că sabatul este un semn al puterii lui Dumnezeu de a sfinți pe omul. Adică că Dumnezeu are putere să ierte și că Dumnezeu, prin credință, locuiește în el și îl sfințește gândurile, vorbele, îi sfințește întreaga viață. Și acela la care l-a creat are puterea să susțină ca să nu păcătuiască. Hristos, Lumina Lumii, spune ca să poată să sfințească sabatul, omul mai întâi trebuie să fie sfânt. Și apoi spune, prin credință, el devine părtaș, trebuie să vină părtaș al neprihănirii lui Hristos. A deveni sfânt, sfinția, este o problemă spirituală. Nu este doar o problemă de odihnă fizică. Sabatul a fost dat omului ca să îi aducă aminte de responsabilitatea lui față de Creator, că el este sub lege. Să îi aducă aminte de dragostea Creatorului, să
îl respecte, să mediteze la creațiune și să vină în comuniune cu Dumnezeu. Sabatul spune omului că același Dumnezeu care l-a creat va recrea de nou omul și pământul. Și omul va ține un sabat în veșnicie. Sabatul a fost dat lui Adam când Adam nu obosea. Da? Și în acele condiții în care nu obosea, odihna lui era absolut spirituală. Acum, trebuie să recunosc, să trag de acord cu fratele, că el a exprimat o poziție, dacă vreți, majoritară, care crește din ce în ce mai mult în Biserica Adventistă, în care sabatul este doar o zi de odihnă. În care tot ceea ce am spus despre sabat cu privire la odihna spirituală, iertare, neprimire prin credință și sfințire, nu mai există. Și atunci, sigur, doar că o zi de odihnă, ei au preferința lor, noi avem preferința noastră. Și dacă este doar o odihnă fizică, pentru că suntem obosiți, sâmbătă dimineața nu mai ajungem la ora de rugăciune sau la școală de sabat, pentru că doar este odihnă fizică, sabat după amiază nu mai ajungem la adunare. Și dacă mergem în natură, n-are nimic de a face cu a ne gândi la puterea Dumnezeu și înțelepciunea extraordinară în crearea lumii. Și atunci este foarte greu ca să apărăm sabatul în mod biblic, când spiritualitatea sabatului a dispărut. Sigur, este doar o preferință ca o zi de odihnă. Problema este și duminica, după declarațiile papalității care menține în mod deschis, care are autoritatea ca să schimbe, este, după declarațiile lor, o zi spirituală. Nu este doar o zi de odihnă fizică. Papa Curent a declarat că orele duminicii sunt sacre. Că toate binecuvântările materiale și spirituale vin prin ținerea duminicii. Ar trebui să ne fie puțin rușine. Eusebiu declara că tot ceea ce înseamnă sabatul, tot ceea ce trebuie făcut în sabat, noi am transferat asupra duminicii. Da? Ei pretind că este ziua Domnului. Nu pretind că este doar o zi de odihnă. Frate, medicii este atât de important. Două idei importante. În primul rând, să explicăm oamenilor că legea duminicală nu a fost niciodată în istorie, de când a fost dată, și nu va fi niciodată doar o lege civilă ca o zi de odihnă, ci a fost întotdeauna și va fi întotdeauna o lege religioasă pentru ca oamenii să se închine în ziua respectivă. Știți, în toate constituțiile în care libertatea de conștiință este apărată și Constituția Australiană spune că statul nu va face nicio lege cu privire la religie. Dacă noi spunem oamenilor că este doar o zi de odihnă, argumentul nostru a dispărut. Legea care ne apăra, am dat-o. Noi trebuie să explicăm oamenilor că este o zi de odihnă spirituală, este o zi religioasă și ca atare statul, după Constituția care o au, n-au voie să dea nicio lege cu privire la religie. Vedeți ce era greșit. Prima lege duminicală dată Constantin era doar o zi de odihnă. Spunea că oamenii de la
oraș să odihnească. Ei de la țară mai puteau să lucreze ca nu cumva, dacă vremea e nefavorabilă, să piardă recolta. Dar apoi a fost legea următoare când și cei de la oraș trebuia să se odihnească. Și apoi a fost legea următoare în care a trebuit să închide circurile și teatru. De ce? Oamenii tot nu se duceau la biserică. Și apoi a fost legea următoare în care trebuia să duci la biserică. Vezi, dumneavoastră, legea a fost dată prin înșelăciune întotdeauna și va fi dată prin înșelăciune, pentru că prima dată este prezentată ca doar o zi de odihnă. Că dacă cineva vine legiuitor în fața societății și zice vrem să dăm o lege în care să-i pedepsim pe oamenii care țin sâmbătă, șansele sunt mici. Dar când vii și spui că vrei să dai o lege care e folosă societății, a familiei pentru încălzirea globală și înșelăciunea, că așa spune Apocalipsa 13, va înșela întreaga lume ca să dea o lege. Pentru că este o lege spirituală și aparține lui Dumnezeu, statul nu are niciun drept după ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos să dea lege în această privință, pentru că El a spus dați cezarului ce este a cezarului și lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a poruncit omului să o păstreze, să o sfințească, nu numai să o odihnească. În Daniel, capitolul 3, dacă deschideți Biblia, se argumentează astăzi că ar fi o a treia opțiune în care sunt legi care aparțin și Dumnezeu și cezarului și legea duminicală ar fi una din ele. Pentru că e pentru binele societății și ne închinăm și lui Dumnezeu. Vezi, dumneavoastră, Domnul Iisus a recunoscut numai două, omul mai pune a treia pentru că vrea să iasă din problemă. Daniel, capitolul 3, Nebucadnețar face o lege cu privire la închinare. Și înainte ca să uităm la pasaj, vreau să spun câteva lucruri despre Nebucadnețar. În cartea lui Ieremia, Dumnezeu, prin profetul Ieremia, îl numește robul meu. Da? Și spune robul meu Nebucadnețar, i-am dat toate popoarele, națiunile în mâna lui. Apoi, acest Nebucadnețar are putere absolută. Biblia spune că pe cine voia lăsa cu viață, pe cine nu, era o monarhie absolută. Pe cine nu, el omora. Și avea un anumit fel de omora, îi prăjea în foc. Asta era la mod atunci. Și dă o lege în care oamenii se închine unui chip făcut de el. Ideea în spatele facerii chipului era că Babilonul va exista ca o împărăție veșnică, mondială. Și vă rog să vă gândiți astăzi că aceeași idee este în spatele darea legii duminicale, că noi construim aici pe pământ o împărăție mondială. Nu că vine Iisus Hristos și distruge tot. Și apoi, interesant, în chipul pe care face numărul 6 este predominant. Și o să vorbim de 666. Este 60 de cubi din alți 6 și 6 feluri de instrumente sunt aduse ca să-i facă pe oameni să se închine. Și cei trei tineri nu se închină în mod deschis, clar. Da? Și apoi sunt aduși în fața lui Nebucadnețar, dar sunt aduși în fața lui Nebucadnețar pentru că sunt niște informatori care se duc la Nebucadnețar și spune
Și așa a fost întotdeauna. Sunt niște oameni care ei sunt între evrei, sunt. Și apoi Nebucadnezar, în mândria lui, nici măcar nu-i trecea pe minte că cineva ar avea curajul ca să nu se închine. Și vă rog frumos să vă uitați cu atenție la ce spun tinerii, cum își apără ei libertatea lor religioasă. Ei n-au spus, împărate, știi, noi avem o preferință să ne închinăm la Jehova, preferința ta este chipul. Te rog frumos să ne respecti și preferința noastră. Ei răspund așa, în adins, versetul 14, nu slujiți voi Dumnezeilor și nu vă închinați chipul care l-am înălțat. Versetul 16, Șadrac, Meșac și Abednego a răspuns împăratul Nebucadnezar, noi nu avem nevoie nici măcar să-ți răspundem. Cum adică? Păi nu avem nevoie să-ți răspundem, împărate, pentru că tu n-ai dreptul să dai o așa lege. Apărarea lor era biblică. Și este interesant că Dumnezeu intervine personal și îi scapă și apoi Nebucadnezar zice, binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, versetul 28, care a trimis pe îngerul său, a izbăvit pe slujitorii lui care s-au încrezut în el și au călcat porunca împăratului. Pentru că împăratul era greșit în darea poruncii și Dumnezeu a demonstrat cine era greșit. În cartea lui Daniel, capitolul 6, este o altă situație în care de data asta este dată o lege. Babilonia era monarhie absolută, Medo-Persanii, legea era ca astăzi, odată ce era semnată, pusă în vigoare, nu mai putea fi schimbată, trebuia aplicată. Și este interesant că legea este dată până în șelăciune. Da? După cum Apocalips 13 spune că va înșela. Ei s-au dus la Darius și l-au flatat, au spus niște minciuni ca să dea legea. Ce voiau ei de fapt? Să-l pedepsească pe Daniel, să-l omoare. Nu durea capul de binele împăratului, de onoarea împăratului, de cine se închină. Vezi, asta, legea a fost dată întotdeauna să pedepsească un grup mai dinainte știu de oameni. Nu este spre bine societății, nu este spre coziune socială. Și este dată datorită influenței extraordinare și integrității lui Daniel. Fiți atenți! Profeții rei spune că Satana era tulburat de influența pe care o avea Daniel în Imperiu de atunci. Și istoria spune că a avut o influență extraordinară. Și când poporul Dumnezeu să aibă influența care trebuie și integritatea, știți, a zis, nu o să găsim nimic altceva decât creșteți în sâmbătă. Atunci o să vină legea duminicală. Până atunci, știți, astăzi la amiază, când fratele pastor a citat din Petru, mi-a sărit în gând un singur cuvânt din verset. Petru spune că Dumnezeu nu este încet în împlinirea făgăduinței sale, după cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare și... Nu. Știți ce zice versetul? Cu voi! Haideți să citim. Întâia Petru,
capitolul a doua Petru, versetul 19, versetul 3 cu 9. Dumnezeu nu întârzie împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru... Cui scria Petru? Haideți să vedem capitolul 1. Versetul 1. Simon Petru, rob al apostolului Iisus Hristos, către cei care au căpătat o credință de aceeași preț cu a noastră. Pentru că scria credincioșilor. Și li spune că Dumnezeu nu vine care răbdare cu noi, ca să ne pocăim. Am vrut că când am citit versetul, mi-a sărit în noi. Că noi sărim peste voi și zicem, are răbdare ca să mai pocăiască între oameni. Nu, răbdarea e dublă. Și după Biblie e întâi cu noi. Daniel, în mod deschis de trei ori pe zi, calcă legea. Și fiți atenți ce spune profetul. Patriarh, profet și regi, pagina 542. Astfel, profetul, prin faptul că de trei ori pe zi, cu îndezneală, dar cu umilință, declara că nici o putere omenească nu are dreptul să interpune între sufletul său și Dumnezeu. Așa și-a apărat Daniel libertate religioasă. Tu, împărate, n-ai voie să dai așa lege. Nu că am și eu o preferință, știm? Și din nou Dumnezeu intervine, arată cine este greșit. Și e interesant, versetul 6, capitolul 6, versetul 21-22, Daniel îi spune împăratului, împărate, Dumnezeu m-a scăpat pentru că am fost găsit fără vină în fața lui și nici în fața ta. Păi dacă n-a fost vinovat el, cine a fost vinovat? Împăratul care a dat o lege care nu avea dreptul să o dea. Fraților, în America, fratele pastor menționa că în California vor să dea o lege ca să ia Biblia, pentru că Biblia vorbește împotriva homosexualității. Și în Australia și în alte țări s-au dat niște legi sub pretextul apărării drepturilor unor minorități care, de fapt, iau de o parte libertate religioasă. Și trebuie să spun din nou că au fost date pentru că noi, care trebuia să știm cum să luptăm pentru asta, am tăcut în gură. Una din datoritățile noastre este să luptăm pentru libertatea religioasă a tuturor, nu numai a noastră. Vezi, noastră, legea ca să dai Biblia o parte este anconstituțională, împotriva Constituției. Și nu poți să construiești, să interpretezi, să dai o lege care să interpreteze Constituția împotriva a ceea ce înseamnă limbajul simplu și care îl înțelege orice om. Noi ar trebui să cam trezim. Fii atent ce a zis un judecător în Statele Unite. Încercarea de a da unei constituții scrise, o construcție sau interpretare care nu este susținută de intenția fondatorilor, adică care au dat-o, ar fi pe drept, omul care face așa ceva, să fie judecat pentru călcarea jurământului oficial a datoriei publice. Sunt oameni care are Dumnezeu acolo și care văd și care zic, așa ceva nu se poate. Nu e adventist. Care a fost intenția oamenilor, a pionierilor, când au stabilit Constituția Statelor Unite? Să apere libertatea religioasă. Și atunci, cum poți tu să interpretezi ca să iei Biblia de la oameni? Nu se poate. Sau împotrivă. Înainte de a încheia, câteva idei importante. Fraților, se vehiculează ideea și
Alianța Europeană pentru aparținerea Duminicii spune că este necesar pentru binele societății, pentru coeziunea societății. Acum, întrebarea este, este legea duminicală ceva bun pentru societate? Dacă este ceva bun pentru societate, răspunsul este nu. După Roman, capitolul 13, motivul pentru care Dumnezeu a lăsat autoritatea civilă este ca să protejeze pe cei buni de cei răi, da? Și spune, fă binele și vei avea laudă. Când a fost schimbate legile duminicale în unele state din Sudul Americii, unul din judecători a spus că legile astea sunt ciudate, pentru că ne-au forțat ca să aducem și să pedepsim pe cei cât mai cuminți oameni din societate. Și acum, vreau frumos să vă gândiți. Noi adventiți ziua șaptea, acum dacă nu e adevărat, trebuie să fim pedepsiți. Dar noi, din cauza credinței noastre și a respectului și dragostei care avem pentru legea lui Dumnezeu, noi nu furăm, noi nu mințim, noi nu le luăm nevasta altuia, noi nu poftim bine. Și atunci, cum poate să fie bună pentru societate o lege care pedepsește pe cei mai buni cetățeni? Este total împotriva scopului pentru care statul există. Acum am zis, dacă ne găsești de partea alaltă, să fim pedepsiți. Nu se poate. Nu poate să fie construit ca fiind spre binele, spre binele societății. Noi, datorită credinții care avem în Dumnezeu, noi suntem cei mai cuminți și respectoși pentru către autoritățile civile. Nu? Și așa erau creștinii primari. Singurul lucru care, pentru care ai pedepsea era că și în legea, în Imperiul Roman era o lege, dacă începe o credință nouă, un zeu care nu e recunoscut, să fie, wow! Aia spunea deschis, noi avem o credință diferită și nu ne închinăm împăratului. Apoi, legea duminicală forțează pe oameni ca să fie ipocriți. Și aia nu-i bine pentru societate. Vezi-mă, asta, când a dat Constantin legea duminicală, a închis teatrurile și circurile, pentru că preoții s-au dus la el și a zis, ăștia toți nu vin la biserică. I-ai oprit să lucreze, dar nu vin la biserică. Și atunci ăștia ne fac competiție. Deci, oamenii n-au atâta religie în ei ca să ducă de bunăvoie să închine lui Dumnezeu. Îl forțezi tu până lege ca să ducă să închine. Creezi o masă de ipocriți. Interesant că Timotei zice că în zile din urmă oamenii vor avea o formă de evlavie, tăgăduindu-i puterea. Faci până lege o masă de ipocriți. Și apoi totul se reduce, fraților, la zilele Inchiziției. Întreaga societate se transformă într-o masă de informatori. Pentru că cum poți ca să controlezi întreaga populație dacă ține duminica după lege? Dacă el lucră ceva, dacă... Și ciudat, foarte ciudat. Cum spunea fratele Etienne când în America, era legea duminicală în jurul 1890, unii din frații noștri din ziua șaptea a fost părit de fiul lui și dus la judecată. Știți, când Domnul Iisus a zis că fiul va da la moarte fiică. Apoi, fraților, discuția este foarte dificilă pentru că este bine ca omul să fie creștin, nu? Pentru societate. E bine, că pentru că e creștin, nu fură, nu. Dar nu este bine ca statul să dea lege că el să fie creștin. Aia este
între el și Dumnezeu. Pentru că argumentul este foarte subtil și dacă vă uitați la literatură, la ce se întâmplă în Europa și în America, se aduc niște argumente dificile. Și spune, pe binele societății, noi nu avem nimic religios. Nu! De-aia noi trebuie să explicăm că sabatul este absolut spiritual, că este religios. Și că, pentru că este spiritual și religios, statul nu are voie să dea nicio lege cu privire la... Acum, a citit ceva interesant. Știți, a fost o perioadă în istorie, un timp scurt, în Anglia a existat o lege duminicală. Și în perioada aia, rata criminalității, a omorului, a furturilor a crescut exponențial. Foarte ciudat. Asta este dovadă că legea duminicală nu este pentru binele societății. Dacă forțezi o masă de oameni necreștini să fie leneși, satana îi dă ceva de făcut. Că satana întotdeauna are succes când omul nu e ocupat. Acum, dacă ar veni la cineva la dumneavoastră și ar zice, da, dacă se dă o lege în care oamenii se închină duminica, dar se speculează, se spune în lege că cei care, din motive de credință, vor ține sâmbătă, ei pot ține sâmbătă. Dumneavoastră ce a spune? Majoritatea spune da. Biblia zice nu. Bă, de ce nu? În momentul în care recunoaștem dreptul statului să dea o lege cu privire la religie, ne-am tăiat craca sub picior. Singura apărare care o aveam, că statul nu are voie să dea lege cu privire la religie, l-am. Și legea următoare știți care este. Luate și sâmbătă. Așa s-a întâmplat în istorie. Au fost legi duminicale în istorie foarte interesante. Spre exemplu, ca să țină omul să odihnească de sâmbătă de la amiază până duminică seara. Ca să le combine puțin. Și omul zice, mă lasă și pe mine un pic, lasă și pe ăla. Nu se poate. Noi suntem pe principiul Bibliei și care Constituția când îl are neapără, că statul nu are voie să dea nicio lege cu privire la religie. Știți, pentru darea legii duminicale, ei iau libertatea, nu numai noastră, iau libertatea a miliarde de oameni care nu vor să închine deloc, mulți din ei. Sau vor să închine în altă zi. Și acum a fost o întrebare și cu asta închei. Și mi s-a părut foarte interesant. A fost o întrebare când a venit fratele Etienne și a zis, cum o să întâmple asta în întreaga lume? Acum că America dă... La Apocalipsa 13 zice întreaga lume. Și Solo zice că America va delege și toată lumea, toate statele lumii o să urmeze. Asta pare greu de crezut. Și citeam ceva interesant când cercetam pentru acest subiect. În Parlamentul Israelului se dezbate o lege ca să dea duminica liberă. Mare ciudățenie. Păi, ei au sâmbăta. De ce să dea o lege? Motivul este pentru că partea religioasă s-a dus la guvern și a zis, păi sâmbăta, ei calcă sâmbăta pentru că toate magazinele sunt deschise și sâmbăta e zi de shopping acum la ei, nu mai este de ținut. Și atunci, hai să dăm, pe rog frumos, dați o lege să ține și duminica liberă, ca să ducă ăștia duminica la shopping și să țină sâmbătă. Și partea următoare este... Dar mi s-a părut interesant, pentru prima dată în istorie, statul Israel, la întrebarea cum o să întâmple, știți? Statul Israel dezbate în Parlament că se dea o lege ca să dea duminica liberă.
Discutam cu cineva săptămâna asta și mi-a zis, asta este frightening. Adică sperie. Fratele pastor spunea că sigilarea lucrarea Dumnezeu. Dacă nu vorbim noi, vorbească alții. Așa a spus Mardocheul lui Estera. Dar voi, tu și casa ta, nu o să fie bine, o să pieriți. Dumnezeu vrea ca să predicăm adevărul. Și asta e o cale extraordinară de a predica oamenilor adevărul despre sabat, despre spiritualitatea sabatului, despre ceea ce înseamnă de fapt. Și să arătăm oamenilor adevărul din Biblie. Și adevărul din Biblie are putere asupra minții oamenilor ca să facă să ia o decizie, să înțeleagă, ca să nu fie înșelat cu privire la adevăratele motive și adevăratele principii care sunt în joc cu privire la darea legii duminicale. Să ne ajute Dumnezeu să ținem sabatul în spirit. Că de acolo pleacă toate. Dacă îl ținem în spirit, nimeni o să luptăm pentru el și nimeni nu o să poată să ne-l ia. Dacă nu, preferința unei zi de odihnă. Poate să fie și miercuri și nu contează. Și Richard Wurmbrand spunea că, de fapt și de drept, atâta adevăr are un om, spunea el, pentru cât este în stare să moară. Atât. A zis restul, niște mărturisiri de credință, teorii frumoase, lucruri care le susținem sau nu, dar când ajungem la baza, fundamentul, el a zis, atâta adevăr are un om, pentru cât poate să moară. Să ne ajute Dumnezeu să avem aceeași credință. Amin. Vă mulțumim că ați urmărit această prezentare. Dacă v-a plăcut, vă invităm să subscrieți la acest canal și vă invităm să vă simțiți liberi să transmiteți mai departe acest material celor ce credeți că au nevoie de el. Fără plată ați primit, fără plată să dați.